seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și dacă aseară discutam despre turism, fostul șef al Asociației Agențiilor Naționale de Agențiilor de Turism, domnul Aurelian Marin, ne dădea ca o explicație plauzibilă absența turiștilor străini de peitoral românesc că ar fi cauzată de lipsa mijloacelor de transport, în special a curselor, a aeronavelor, m-am gândit că e foarte indicat să discutăm în această seară chiar cu un reprezentant al aeroportului internațional Mihail Cungălicianu, pentru că este aici doi pași și știu că în acest an vor avea câteva surprize atât pentru români cât și pentru turiștii străini care ar vrea să ajungă la noi în țară. De aceea, alături de mine în platou Litoral TV se află domnul director general al aeroportului internațional Mihail Cungălicianu, domnul Bogdan Ionuț Artagea, care îi spun bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara noastră și telespectatorilor noastre. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru că voi avea prilejul să și promovez aceste noi destinații. Și așa cum spunea și Aurelian Marin aseară, prietenul și un foarte apropiat partener al aeroportului, că da, este adevărat, lipsa turiștilor se datorează în primul și în primul rând de faptul că pe litoral se ajunge mai greu cu avionul. Asta ar fi un aspect, dacă am avea și infrastructura rutieră cât de cât bună, sau dacă am avea și nave de croaziere CFR-ul, dacă ar funcționa mai eficient. Probabil că situațiile s-ar... Bine, toate se leagă. Până la urmă și aeroportul ar trebui să fie un nod al multimodalului din această zonă. Este păcat pentru că ăsta, Constanța, oferă o zonă fertilă pentru turiști și care pot să ajungă pe toate căile, aerian, naval, rutier. Numai că, așa cum se întâmplă și cu alte domenii de activitate, din păcate nu știm să profităm și să fructificăm la maxim ceea ce avem. Da, totuși, în ultimul timp începe să se miște, cel puțin pe aerian, pe aviație, călătoresc din ce în ce mai mulți pasageri, intră din ce în ce mai multe curse, nu numai în Constanța. Ați văzut că în țară intră la Iași foarte multe destinații, Clujul, Timișoara, e adevărat, Sibiu a mai scăzut în ultimul timp, Craiova, a început Oradea să se miște. Era cazul ca și aeroportul Mihai Cungălicianu să înceapă să ridice ștacheta. Și văd că în acest an ați adus câteva vești foarte bune, aș spune eu, și având în vedere, mă refer aici în primul și în primul rând la cursele noi interne care vor începe să funcționeze, cred că aici astea vor fi foarte benefice nu atât pentru turiști, cât chiar și pentru elevi până și studenți până ce termină anul școlar, ca să spunem așa. E o modalitate de a ajunge mult mai repede la Timișoara, la Cluj, la Iași, care sunt centre universitare cunoscute. Este foarte adevărat, mai ales că compania Blue Air, cea care va face bază pe Constanța, va avea un avion tot timpul aici. Compania Blue Air practică și niște prețuri convenabile. Pe o rută începe undeva de la 90 de lei pe rută. Deci un dus întors ar fi 180 de lei. Eu știu, în funcție de încărcarea avionului, dacă le iei mai devreme sau mai târziu, prețul poate să crească sau să scadă. Bun, haideți să începem în primul și în primul rând cu aceste noi curse interne. Concret, despre ce curse este vorba și care va fi programul pe baza căruia vor funcționa ele? Vor fi curse noi pe Cluj, de două ori pe săptămână, pe Oradea o dată pe săptămână, pe Timișoara de două ori pe săptămână și pe Iași o dată pe săptămână. Se pare că deja pe cursele de Oradea și de Cluj s-au vândut extraordinar de multe bilete. Pe celelalte curse, celelalte destinații sunt vândute mai puține, încep undeva la mijlocul lunii iunie. Tot programul este publicat pe site-ul aeroportului, se poate urmări. Și vor fi foarte, foarte benefice, și mai ales pentru turism, după aceea, cum a spus și dumneavoastră, pentru elevi studenți care învață în zona respectivă sau care sunt în Constanța și vor să călătorească. Oameni de afaceri. Sunt și noduri de aviație, Timișoara, Clujul, chiar și Iașiul pot deveni hub-uri pentru pasagerii din Constanța să poată să plece, să călătorească în alte destinații.
Aceasta pe partea de curse interne, pe partea de curselor internaționale, care ar fi noutățile pentru acest an? Noutățile, să-i spunem, poate să fie chiar și reintroducerea cursului de Milano. Blue Air a scos-o pentru că nu mai avea operare, nu mai operare pe București. W-ul acela s-a rupt. A reintrodus acum, începe cursa de Milano. Toate cursele externe încep la sfârșitul lunii aprilie, 26, 20, 27, 28, 30. Vor fi Milano, va fi cursa de Milano de 2 ori pe săptămână, Paris de 2 ori pe săptămână, Roma de 3 ori pe săptămână. La mijlocul lunii mai va intra Bruxelles, care va avea o operare de o dată pe săptămână, după care sunt și anumite chartere pe care Blue Air-ul le introduce, Tel Aviv-ul cu 4 frecvențe. Suntem în negocieri pentru ruta de Beirut, încă nu s-a semnat. Astea ar fi destinațiile externe pe care le introduce Blue Air-ul De pe începând cu aeroporturile. sfârșitul lunii aprilie. Iar ca și o noutate, Wizz Air-ul introduce încă 2 frecvențe de Londra. Deci vom avea în total 4 frecvențe de Londra. Va fi în continuare Istanbul cu Turkish cu 4 frecvențe și croazierele pe care noi le avem vară de vară. Programul este dat, Blue Air-ul transmite întotdeauna un program de vară, undeva până la sfârșitul lunii octombrie, după care, în funcție de cum vor aș vrea să știe și pasagerii lucrul acesta, în funcție de cum vor merge aceste, cum vor avea umbră la aceste rute, bineînțeles, vor ști, deci ei vor ști dinainte umbrerea undeva, până la sfârșitul lunii iunie, deja vor ști programul de iarnă. Cu siguranță, pe cursele externe vor rămâne de-a lungul anului, dar cursele interne este foarte posibil, dacă vor avea sau nu vor avea pasageri, să nu rămână toate frecvențele. Eu știu, sper să rămână Timișoara și Clujul pe tot timpul anului. Înțeles. Asta presupune totodată, din punctul meu de vedere, al omului din afară, care nu cunoaște exact cum stau lucrurile la aeroportul Mihai Coganiceanu, asta presupune un aflux mult mai mare de pasageri. Asta presupune implicit imaginea va conta foarte mult, mai ales pentru turiștii străini. Investiții, altfel spus. Cum vedeți dumneavoastră și care sunt provocările pentru anul 2017 în ceea ce privește capitolul investiții? În ultimii 2 ani, cel puțin de când am preluat funcția de director general, au fost investiții destul de mari față de anii anteriori. Din păcate, predecesorii mei nu au avut nici posibilitatea de a avea foarte mulți bani pentru investiții din fondul de stat. Au avut pe fonduri europene. S-a încheiat pe prima perioadă. A fost pe mandatul predecesorului meu, domnul Cristian Moldovanu. S-a încheiat investiția pe fonduri europene, reabilitare platforme, îmbarcare, debarcare pasageri în mandatul meu, la o valoare de aproximativ 50 de milioane de euro. Deci putem parca aeronave și de mari dimensiuni, un 747, eu știu, seria 400, de exemplu, poate parca fără probleme la aeroport. Ca și investiții, în ultimii ani s-au achiziționat, în primul și în primul rând, autospeciale de deservire a aeronavelor. Autobuze de pasageri erau foarte vechi, nu știu, cred că cel mai tânăr era prin anii 80 și ceva. Utilaje de tractat, remorcile de bagaje. S-au achiziționat în ultimul an autospeciale de curățat pista și platformele. Utilaje extraordinar de performante, cu care, dacă ați observat, că au fost dat și pe posturi. Și asta iarnă, drumurile județene erau închise, aeroportul era Era deschis deschis. în niște condiții infernale. Am fost pe aeroport, știu ce s-a întâmplat. Și cu ocazia asta le mulțumesc și oamenilor care au fost, am avut personal care a muncit 78 de ore, spre 80 de ore, non-stop, și au ținut aeroportul deschis traficului aerian.
în condiții de siguranță și de securitate, având în vedere că am avut și curse, deci s-au operat și cursele de Istanbul, cursa de Londra și s-au operat și care nu avea aparținut în Guvernul Statelor Unite, în niște condiții vitrege. Ce ar mai trebui făcut, domnul Altagea, la aeroportul internațional Mihail Cogăniceanu, astfel încât, așa cum spuneați dumneavoastră, am citit în presa locală la un moment dat, vă doriți ca aeroportul internațional Mihail Cogăniceanu să ajungă la standardele europene impuse de reglementările aeronautice în vigoare. Ce ar mai trebui aeroportului Păi să ajungă la urmează aceste în următoarea standarde? perioadă, să fim autorizați să facem o reconversie pe regulamentul 139. Vom fi autorizați pe acest regulament. Deci vom corespunde normelor europene întru totul. Nu mai avem voie să facem, eu știu, să mai duci de nas Comunitatea Europeană, să mai ai, eu știu, un obiect în zona de siguranță, să mai... Deci trebuie să fii pe reglementări cap-coadă să corespunzi. Nu mai există cu neconformități, cu... Aeroportul va trebui să corespundă. Să aibă remiză pe SIE, avem o remiză pe SIE construită în luna În decembrie, da. decembrie, conform standardelor europene, poate că mai sunt unii care mai comentează, mai așa, mai sunt mai supărați pe viață la aeroport. Aeroportul din ce în ce poate să deservească în condiții extraordinar de bune de siguranță și de securitate. Având în vedere că suntem și un aeroport strategic, chiar am făcut față cu brio în ultimii, eu știu, 5-6 ani Provocărilor venite. provocărilor venite, știți foarte bine, este un memorandum, aeroportul e pus la dispoziția armatei americane, deservim cu brio și armata americană și cursele civile și e adevărat, nu avem curse civile atât de multe încât să spunem că să ne voităm sau să facem o bravură din asta. Dar sper să în curând să avem și noi, știu, măcar la nivelul Sibiului, măcar la nivelul, eu știu, a Ce ar Craiovei. trebui și cine ar trebui să ia decizii în acest sens? Nu, aeroportul este o societate comercială, împreună cu Consiliul de Administrație, cu Adunarea Generală a Asociațiilor. Luăm decizii împreună. Ministerul, suntem în coordonarea Ministerului, nu avem probleme, nu întâmpinăm probleme să ne pune cineva bețe în roate, să nu putem să operăm sau să avem probleme. E foarte important să avem bani la timp. Știți că luăm subvenție, banii vin la timp, mai ales în ultimii ani. Salariile pot să spun că sunt destul de bune, s-au mărit, lumea chiar își face treaba. Ne zbatem foarte mult pentru curse și aici, din păcate, suntem foarte puțin ajutați. Cine ar putea să vă ajute? Toată lumea poate să ne ajute din Concret. zonă. În primul rând și în primul rând, operatorii turistici poate să ne ajute și poate să ajute pe ei. Aducând turiști, în primul rând și în primul rând, ei fac business și ar trebui să ajute pe ei ca să poată să-și dezvolte business-ul. După care, turiștii, cum a spus și Aurelia Marin, vin pe anumite căi. Normal că vor trebui să vină și cu avionul, ne vor ajuta și pe noi, vom crește și noi, noi vom pune la dispoziție baza pe care o avem și ei vor opera în condiții de siguranță, securitate. Că, până la urmă, Bănuiesc că în cazul turiștilor străini sau români care vin pe aeroportul Mihai Cogălnicianu pentru diverse stațiuni de pe litoralul românesc, există transport asigurat de către agențiile de turism sau există transportul agenții economici care îi asigurat primesc. pentru cei care vin pe chartere. Ca o noutate, dar aș fi vrut să o anunț într-o conferință de presă, suntem în discuții foarte avansate cu o companie, n-aș vrea să-i dau numele pentru că încă nu am semnat un protocol, să această companie de transport să facă la fiecare curs să aducă pasagerii la Asta voiam aeroport. să vă întreb. Da, Ce se suntem. întâmplă cu ceilalți pasageri? Pentru că am auzit la un moment dat discuții că e o problemă. Sunt anumite curse, dar sunt destul de rare și nu întotdeauna reușești să le prinzi și atunci e dificil de Aveți ajuns în Constanța sau foarte unde mare vrei să ajungi. dreptate, numai că fiind foarte puține destinații, nu era interesant Nu era pentru nimeni, atractiv. atractiv pentru nimeni să vină să opereze. Pentru că, până la urmă, și altceva, ai un business și însemna să piardă bani. Acum, pentru că
suntem și într-o perioadă în care există un boom al pasagerilor pe aeroport. Normal că au început să se și înghesuie firme care vor să aducă niște servicii pentru pasageri. Care ar fi criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească aceste firme? Că așa e simplu să... În primul rând trebuie să fie autorizate, clar că... Asta se înțelege, da. Să fie autorizate, să... Dar din punct de vedere al condițiilor pe care le oferă, cu siguranță trebuie să... Da, criterii. Bineînțeles, vom avea niște criterii, să fie duși în condițiile cât mai bune, cu mijloace de transport și cu locuri destul de multe, astfel încât să nu ne trezim că, eu știu, să avem probleme că nu vor încăpea în autobuze sau în autocarele respective sau în microbuzele, da, pe care le vor pune la dispoziție. Nici nu putem obliga acum, având în vedere că nu avem un număr de pasageri, cu siguranță vor trebui companiile care vin în sprijinul nostru pentru transportul călătorilor să aibă și site, să poată să fie rezervat dinainte cum își rezervă biletul, să poată să-și rezerve și transportul de la aeroport și la aeroport către destinațiile pe care le vor. Eu știu, inclusiv în Angalia sau, eu știu, la hotel, da, sau... Încă suntem în verificarea bazei legale la tot ce înseamnă contractul ăsta. Probabil că la sfârșitul săptămânii vom semna un protocol cu o companie care asta face. Deci preconiza să se definitiveze destul de repede. Da, trebuie să se definitiveze destul de repede, pentru că pe 26, când încep, sau poate chiar mai devreme, să avem deja lumea să se obișnuiască cu rutele respective, să putem veni în ajutorul pasagerilor și să serviciul ăsta să fie non-stop, adică tot timpul anului, să nu cumva să avem probleme. Bineînțeles, există o stație și de taxiuri, cu taxiuri autorizate de primăria Cogălnicianu, de unde pot lua pasageri. Există la, eu știu, Consiliul Județean a aprobat ca toate și a obligat ca toate autocarele care merg spre Bălcescu, Cogălnicianu și care vin din acea zonă să intre pe aeroport să ia sau să aducă eventualii pasageri din Constanța. Circulă din oră în oră, este adevărat, deci e un pic mai dificil. Dar acum e bine că o să avem o companie care practic va deservi. Va deservi turiștii, da, care vor veni pe aeroport. Pe aeroport. În condiții extraordinar de bune, pentru că ăsta e și principalul. Dacă nu vor îndeplini condițiile respective să poată să ducă pasagerii în condiții de siguranță și de securitate și în condiții normale de transport, nu vom rezilia protocolul pe care l-avem împreună. Deci nu lăsați cât uși de puțin. Păi nu poți să lași, pentru că în primul rând lumea, știți, lumea nu spune compania, nu știu care, de transport, spune aeroportul a pus la dispoziție sau aeroportul nu pune la dispoziție. Da, și adică e vorba de imagine. E vorba de imaginea noastră aeroportului, tuturor, că și a noastră, a zonei. Noi suntem văzuți ca o zonă de litoral și Năvodaru și Constanța și Mangalia și toată lumea. Și aici totuși aș vrea să atrag puțin un semnal de alarmă, pentru că operatorii turistici ar trebui să se strângă și să facă, eu știu, din ce în ce mai mult pentru litoralul ăsta. Există așa, nu știu, din ce văd eu de la aeroport, șicane între ei și nu sunt bune pentru nimeni. Nici pentru ei nu sunt bune, nici pentru noi, nici pentru Pentru turismul cetățeni în general, și pentru turismul în general, nu e bine pentru nimeni. Nu? Din fericire, și n-aș vrea, poate mi-atrag foarte multe antipatii pe tema respectivă, am fost extraordinar de mulți ajutați de Asociația Litoral, de Corina Martin și de salariații asociației. Ba mai mult, acum am făcut o vizită împreună la Moscova și la Sankt Petersburg. Chiar urma să vă întreb, da, care au fost, am ce fost, informații venite de acolo. Eu știu, sper să fie fructuoasă. Din punctul meu de vedere a fost o vizită interesantă și sper să reușim să aducem turiștii ruși pe litoral în condiții normale. Acum
situația politică este cum este, numai că nu are nicio legătură cu turismul. Ei cheltuiesc foarte mulți bani pe turism, în jur de câteva miliarde de euro pe an, și e păcat să nu-i atragem să cheltuiască banii la noi. Din discuțiile pe care le-ați purtat la Moscova Am cu diverse purtat agenții economici, care ar fi discuții. feedback-ul? Ar Se fi vrea tentați? să se vină, eu știu, partenerii ruși susțin turismul și în România. Ceea ce va fi mai greu va fi găsirea unei companii aeriene care să facă această rută. Suntem în câteva discuții cu diferite companii aeriene, inclusiv cu Aeroflotul, ne-am văzut și cu aeroportul din Sankt Petersburg, ne-am văzut și cu ambasadorul României în Moscova, ne-am văzut și cu consulul României în Sankt Petersburg. Ne-au ajutat, ne-au sprijinit să ne întâlnim cu fel de fel de agenții de turism, fel de fel de asociații care susțin turismul și vor să facă turism în România. Eu sper Primele că efecte pe când am putea să le eu preconizăm? sper să De obicei, acestea pentru sunt discuții de durată. 2018, Asta vreau să spun, pentru cam peste un an. 2018 avem un feedback, n-aș vrea să-l spun dinainte, n-aș vrea să ne lăudăm. Am găsit o companie aeriană care să facă un stop pe Constanța, să facă o escală pe Constanța, să aducă pasageri din altă zonă și să ia pe ai noștri să meargă mai departe la Moscova și la Sankt Petersburg. S-ar părea că e posibil să fie o destinație pe săptămână, una Moscova, una Sankt Petersburg, astfel încât turiștii care vor să întoarcă mai devreme să o ia prin Sankt Petersburg, Moscova, Moscova, Constanța. Când o să avem ceva concret, bineînțeles că vom anunța, dar eu sper în 2018 să se lege această E un rută semnal pozitiv. cu Moscova și Ne cu dă Sankt speranțe, Petersburg. totuși. Da, e vorba că vin turiști, cheltuiesc bani, ai noștri poate să meargă să viziteze dacă vor să vadă, dar e vorba de turismul de pe litoral. Bineînțeles, discuțiile sunt pe perioada de mai-octombrie. La Sankt Petersburg știți ca și la Moscova. La Moscova e mai cald un pic, dar la Sankt Petersburg e frig, frig tare de tot. Cred că ar fi interesat să vină, să nu mai meargă la... Din păcate, acum am văzut, trec de la un subiect la... că au început să facă din nou turism pe Antalya. Până acum au fost Turcia, puțin da. oprit, dar au A revenit. fost perioada aceea când s-au speriat, când a fost perioada atentatelor și când mulți din turiștii care se E păcat făceau. pentru că foarte mulți turiști din Rusia merg la Varna și aduc autocarele de la Varna la Eforie sau în stațiunile noastre. E păcat că în loc să folosească aeroportul din Constanța, ei folosesc Bulgaria și numai de aeroport. Iarăși ne-au luat bulgarii înainte și la capitolul ăsta, din Bulgarii nu păcate. iau înainte. Noi avem și o mare problemă. Suntem foarte aproape de București. Mai avem o problemă. Agențiile din Constanța vând Bucureștiul mai mult decât vând Constanța. Este adevărat, nu avem nici curse. Dar și pe cursele pe care le aveam, Atena și Milano, m-am dus la câteva agenții, vindeau Bucureștiul, Constanța nici nu apărea. E păcat, nu înțeleg strategia, n-am înțeles, am zis, acele mișicane care există în interiorul Între agențiilor, agenții, da, în da. agențiile de turism, nu fac bine nimănui, v-am zis, mai ales lor, nu fac. Da, Acum, categoric. eu sper să fim sprijiniți, mai ales că avem și primar tânăr și președinte al Consiliului Județean tânăr. Ne și cunoaștem, nu e vorba că mă cunoaște pe mine, dar știu că vor vrea să sprijine turismul, vor vrea să sprijine aeroportul ca să Consiliul se... Județean ar trebui, mai ales că are și cotă Da, parte din acțiuni, deci ar au trebui membru să în fie Consiliul interesat, Administrației, e au un membru membru Consiliului, exact. la Haga. Sunt vocali acum. Bine, dar la noi, la România, e o problemă, domnul Artagea, de la vorbă până la faptă. Eu sper că lucrurile să se așeze foarte repede și să rezolvăm problema turismului împreună și cu ministrul turismului, domnul Dobre este Constanțean și ne știe foarte bine. Cred că totuși la un moment dat împreună vom putea să aducem litoralul undeva unde a fost acum foarte mulți ani. Din păcate, dar facem mereu referire la perioada până în Da, Revoluție, când până în litoralul nostru Revoluție, să era știți că foarte căutat, mai ales de turiști străini.
Acum. Venirea acestor curse, nu aș vrea să mă, înainte erau cursurile, dar erau chartere și nu puteai să călătorești, eu știu, nu puteți călătorești la Paris, nu puteți călătorești la Roma de aici, nu puteți călătorești la Oradea. Poate că a fost doar Timișoara și Clujul la un moment dat. Sunt curse noi, dar acum ține și de foarte mult de populație, de turiști, de pasageri, dacă vor umple aceste destinații, aceste curse pe noile destinații, ca să rămână zborurile respective. Acum, dacă ei nu vor avea umplere, bineînțeles că Blue Air este o companie privată. Spre exemplu, apariția acestor, pentru că acum, practic, va fi primul sezon estival în care instituțiile de stat vor da acele vouchere. Deocamdată câte unul, dar Este există foarte. posibilitatea ca în acel voucher individual pe care îl vor primi bugetarii să preia un pachet de servicii în care, spre exemplu, să fie inclus chiar și un Na, nu transport. pot să vă spun lucrul ăsta, că nu știu cum lucrează agențiile turistice, dacă pot să introduc aceste bilete de avion, dar introducerea voucherului este benefică pentru turism, în primul rând. Vreau să vă spun că aeroportul dă vouchere de vacanță de un an de zile deja. Și chiar a făcut voucherul acesta, au făcut ca să fie, eu știu, să avem cât mai mulți salariați care pleacă în stațiuni și în locuri de agrement. Pentru că tot ați adus discuția spre salariați, chiar vreau să vă întreb în cum stați la capitolul resursă umană și logistică la ora actuală și ce ar mai trebui aeroportului din aceste două puncte de vedere. La momentul de față stăm bine ca și ca resursă umană și ca și dotări pe care le avem. Mai sunt investiții pe care le avem în curs, pe care vrem să le dezvoltăm. De exemplu, aeroportul e destul de vechi și arată totuși anii. Sunt investiții în reabilitarea sistemului electroenergetic care trebuie, a pornit proiectul de anul trecut. Reabilitarea începe de anul ăsta. Sunt investiții în autospeciale, sunt investiții în zonă, tot ce avem pe siguranță, pe securitate. Sunt și avem banii necesari să putem Tocmai să le. spuneați înainte de a intra în direct că ați venit și cu o veste bună, în sensul că tocmai ieri, sper că am înțeles corect, Dar ieri s-a a votat fost bugetul. votat bugetul Da, s-a dumneavoastră. votat bugetul, de Consiliul, către Consiliul Administrației, de către AGA. Deci putem să spunem că începând de ieri putem să începem și să dăm drumul la listele de achiziții, să putem să facem, să ne pregătim pentru nou sezon. Ca și personal stăm bine, nu foarte bine, dar prin reorganizări vom încerca să facem față. Și pentru noi e ceva nou cu multe curse. Mă bucur că la dumneavoastră reorganizarea nu este înțeleasă așa cum am fost eu obișnuită de-a lungul anilor de când sunt în presă, când în momentul în care se pune problema reorganizării într-o instituție, indiferent despre ce instituție este vorba, primul lucru la care se gândește managerul este reducerea personalului. Nu. Ori văd că la dumneavoastră, într-adevăr, reorganizarea e înțeleasă așa cum trebuie, Nu, așa cum e și. nu am avut de gând și nu am făcut reducere de personal. Cel puțin eu nu am prins această reducere. Au fost la un moment dat prin 90 ceva, prin 2000 și un pic. S-au redus, nu știu, câteva posturi. Sunt din 92 pe aeroport, deci nu mi-aduc aminte să fi fost. Nu, e foarte bine că în sfârșit am de a face, discut cu un manager pentru care reorganizarea înseamnă altceva, Noi, nu reducere de în primul și personal. în primul rând, nu facem reorganizare decât nu desființăm funcțiile oamenilor care sunt pe ele. Funcțiile libere le transformăm în alte funcții impetuos necesare pentru a putea opera, pentru a putea fi, cum am zis, o să o repet, în condiții de siguranță și de securitate. E cel mai important, Da. clar, siguranța e cea mai Ei, importantă și pentru. siguranța, securitatea sunt principalele obiective pe care le avem, operarea în condiții de siguranță și securitate. Bugetul pe 2017 presupune, din ce îmi spuneați înainte de a intra în direct, multe investiții. Punctual, puteți să ne spuneți spre ce vor fi direcționați majoritatea fondurilor pe care le obțineți? O să vă spun că în 2014
2014, la sfârșitul anului, sau cel puțin pe 2014, am avut investiții de 19 miliarde de lei vechi. Pot să vă spun că anul ăsta avem investiții de 150 de miliarde de lei vechi. S-au tăiat 10% din investiții, dar cu posibilitatea de a le recâștiga la rectificarea din luna iunie. Deci undeva totuși ar exista 135 de miliarde de lei vechi. V-am zis, există sistemul de electroenergetic, trebuie să fie reabilitat. Este un proiect pe 3 ani de zile, începe de anul ăsta, așa pentru necunoscători. Pilonii aia se schimbă. Este un proiect pe care îl faceți strict cu finanțare din bugetul dumneavoastră? Sau este un proiect care se face cu finanțare strict de la bugetul de stat. Bugetul de stat. Da. Deci nu mai bugetul de stat. Am înțeles. Dar proiecte pe fonduri europene? Există proiecte posibilitatea de a fi implementate proiecte la proiecte pe aeroport? Fonduri europene, am zis, am încheiat proiectul din... Acela, da, momentan pe master plan nu apărăm decât cu două investiții. Lărgirea asta, crearea unui buzunar de întoarcere pentru aeronave la capătul de nord a pistei și mărire și reabilitare terminal pasageri. Astea sunt proiecte care sunt în master plan, devenim eligibili pe la sfârșitul anilor 2020-2023. Adică da, trebuie să găsim alte forme de finanțare ca să putem să devenim eligibili. Eu sper totuși să, până la sfârșitul mandatului, să reușim măcar să atragem fonduri pentru a crea un terminal nou, pentru că orice reabilitare a Când terminalului... Când spuneți atrageți fonduri, vă gândiți la ce surse? Care ar fi sursele de unde alte atrage fonduri? Feluri de fonduri europene. Încă nu avem... Stau și mă întreb dacă pentru domeniul dumneavoastră de activitate aveți ghiduri, aveți axe deschise, că eu din ce știu, în discuțiile purtate... cu parteneri, căutăm astfel de fonduri, sper să reușim și reușim, pentru că în 2023, când se face reabilitarea la terminal, probabil că să fie destul de târziu. Intrăm într-un alt exercițiu financiar european. Da, din păcate și conformația aerogării nu-i făcută. Aeroportul poate să deservească 400 de pasageri pe oră, dar este terminalul făcut este prin anii 70, reabilitat prin 96, dar pe tipul pasagerilor de pentru chartere, nu pentru curse regulate. Nu mai corespund fluxurile. Ar trebui lățit, înălțat, ceea ce e destul de greu. În decembrie anul trecut, știu că la un moment dat ați avut un anunț postat în ceea ce privește închirierea spațiilor pe care le aveți în incinta aeroportului. Sunt curioasă cât de mulți ofertanți ați avut și dacă ați reușit să acoperiți toate aceste spații pe care le-ați avut disponibile pentru a fi închiriate și cam pentru ce au fost închiriate ele? Sincer, în decembrie anul 2016, spuneți? Da, sau că a fost la un moment... Nu, 2016. În anul 2016 au fost scoase la licitație mai multe spații. Scria doar închiriere spații din incinta aeroportului. Pe lângă, eu vorbesc de spații comerciale, nu mi-aduc aminte la sfârșitul anului să fi fost încheiat, chiar nu mi-aduc aminte să fi fost încheiat alt spațiu comercial. Poate pentru rent-a-car sau poate pentru totul altceva, posibil. Dar spațiile comerciale, eu știu, baruri, magazine au fost, am trecut, scoase la licitație. Bănuiesc că au fost ocupate toate. Sunt ocupate toate și mă bucur că au fost cereri destul de multe. Avem în sfârșit și un duty free, exact ca la, este compania care se ocupă și pe otopeni. Ceilalți a trebuit să arată foarte bine, a trebuit să țină, eu știu, steagul sus, să meargă mai departe cu ei și au reamenajat spațiile. Avem, ca pe foarte puține aeroporturi pe care eu am călătorit, spațiu de fumat, unde poate să stea, eu știu,
cei care fumează să nu se enerveze, să înceapă să... Deci sunt condiții, totuși se fac condiții, încercăm să răspundem cu condiții extraordinar de bune pentru pasageri. Au condiții normale, ca să nu spun extraordinar de bune. Da, mă gândesc că și aceasta este o sursă de venit pentru aeroportul nostru, chiriile pe care le... Cu siguranță, și chiriile sunt o sursă de venituri. Avem închiriate destul de multe spații, avem închiriate și pe foarte mulți bani, există și alți operatori care au spații în zonă și plătesc chiriile și chiar le plătesc la timp. Adică la noi și o politică că nu plătesc. Am văzut că aveți grijă de ceea ce înseamnă dotarea aeroportului, să ridicați standardele cât mai mult. Da, aveți grijă de potrivă și de personal, pentru că, iată, atâția ani la rând nu au fost dați afară oameni de acolo. Dar mă întreb dacă în acest interval de timp sau pe viitor există și posibilitatea ca personalul pe care îl aveți în subordine să se perfecționeze. Pentru că și acest domeniu de activitate este unul în care sunt foarte multe noutăți și trebuie oamenii să se updateze. Personalul pe care îl avem la aeroport se perfecționează tot timpul pe diferite domenii, pe siguranță și pe securitate se perfecționează mai des, inclusiv și pe celelalte domenii, pe investiții au fost la perfecționare, pe achiziții s-au schimbat, știți foarte bine, legile, procedurile de achiziții. Da, cu siguranță vor merge la perfecționare. Noi avem și un contract colectiv că ești obligat să-i trimiți la perfecționare. Iar sunt destul de multe cel anual și chiar am avut banii necesari să putem să-i trimitem. Contează foarte mult perfecționarea personalului, exact. Pentru că odată ce cunoaște cât mai multe lucruri, poți să-l folosești în mai multe... Devine polivalent. Polivalent. Nu facem mai multe locuri deodată, da. Dar la o adică, într-un da. Caz de excepțional, de nevoie, poți pas foarte bine, da. De exemplu, există serviciu clinic, poate să facă și check-in, poate să facă și lampă, poate să facă, eu știu, și taxare și mai multe locuri. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care am să vă rog să le povestiți telespectatorilor noștri și mie, de ce nu, cum a decurs vizita Ministrului Transporturilor, pe care știu că a efectuat-o în luna februarie la aeroport, care au fost discuțiile purtate, temele abordate și mai ales mă interesează care a fost reacția demnitarilor la eventualele sugestii pe care dumneavoastră le-ați făcut vis-a-vis de Aeroportul Internațional Mihai Cogălnițeanu. Dar toate acestea vreau să mi le spuneți după pauza publicitară. Am revenit în direct și reluăm discuția cu invitatul meu în această seară, directorul general al Aeroportului Internațional Mihai Cogălnițeanu, domnul Bogdan Ionuț Artagea. Domnul Artagea, discutăm de turiști, discutăm de noi curse, dar m-ar interesa și cred că ar fi interesant și pentru telespectatorii Tural TV, care este starea de fapt a numărului de turiști care au trecut prin aeroportul Mihai Cogălnițeanu de-a lungul timpului. S-a văzut o îmbunătățire, o creștere. Care a fost anul cel mai bun din acest punct de vedere? Ca și pasager comercial, clar, anul ăsta este anul cel mai bun pe care l-a atins aeroportul cu pasageri comerciali din... Anul acesta vă referiți la 2016? Da, sfârșitul anului 2016. Vorbesc de cel puțin ultimii, eu știu, 10-15 ani de zile. Cel puțin din ultimii 6 ani de zile, cu siguranță ăsta este cel mai bun an. Începând cu anul 2012, am avut pasageri comerciali îmbarcați, debarcați undeva la 68.000, a scăzut în 2013 la 56.000, iar în 2014 37.000, n-am ce-mi aminte că au ieșit de pe... au ieșit cursele de Pisa și de Bergamo. Ryanair n-a mai operat în România. Bineînțeles, în anul 2015 78.000 și 500 de pasageri și anul ăsta am atins 99.645, n-am putut să ating 100.000. Dar, eu știu, avem previzionat pentru anul viitor să creștem cu, eu știu,
undeva la 30-40%, sper să atingem. Pronosticul pentru anul 2017, cam Pentru care ar fi? 2017 asta ar fi să creștem Să undeva la crește. 30-40%. Deci depășiți 100.000, clar. Depășim 100.000 obligatoriu. Acum, dar în condițiile în care nu există și alți factori, eu știu, să se întâmple ceva, Doamne ferește. Ei, să sperăm că nu. Vorbeam înainte de pauza publicitară și v-am rugat să ne prezentați pe data de 14 februarie, domnul ministru al transportului, domnul Alexandru Răzvan Cuc, a efectuat o vizită de lucru la aeroportul internațional Mihai Cogălnicianu. Mă interesează care au fost temele pe care le-ați abordat și care a fost reacția demnitarului. Domnul ministru a făcut o vizită de lucru în județul Constanța, a fost în mai multe locații, a fost și la administrația Port Constanța, după care a venit la aeroport, a făcut o vizită de lucru în urma căreia a fost destul de mulțumit, am avut și un comunicat de presă, am discutat despre situația aeroportului, nu a fost singur, a fost cu directorul general al aviației, directorul Direcției Generale al Aviației, domnul Mihai Ionescu, și cu directorul general al Autorității Aeronautice Civile Române, domnul Arman Petrescu. Bineînțeles, doi oameni tehnici pe aviație. S-a discutat în primul și în primul rând de avizarea aeroportului pe regulamentul 139, de etapele care urmează să fie făcute. Până când ar trebui să fie realizată această avizare? Care e termenul limită? Termenul limit este noiembrie anul ăsta. Să sperăm că se încadrează. Dacă nu există alți factori de care noi să nu știm la momentul de față, eu sunt sigur că o să se realizeze. Există destul de mulți factori care pot să apară. Dar sperăm ca la data, am spus, 99,99%, suntem siguri că vom fi Că veți autorizați în obține. condiții normale. Deci acesta a fost subiectul principal pe care Acesta a l-ați fost subiectul abordat. principal. S-a discutat inclusiv de operarea pe aeroport, de obiectivul strategic al aeroportului, bineînțeles. Domnul ministru are și prerogative, are și în subordine aviația direct. Nu există secretar de stat pe acest domeniu. Ne-a arătat întreg sprijinul dânsului pentru a merge mai departe. Chiar l-am avut tot timpul. Cât a fost domnul ministru, știți că a fost secretar de stat pe aviație, deci am avut tot sprijinul cuvenit pentru un aeroport de asemenea talie, mai ales că v-am spus, este un aeroport strategic și Ați spus că ați afirmat că domnul ministru a fost destul de mulțumit. De ce destul de mulțumit? A existat ceva care pentru nu că era. destul de mulțumit de ceea ce a văzut în general, pentru că au fost, din câte am înțeles, și alte vizite în alte părți unde A, era o concluzie așa Da. în Nu, total. a fost o vizită foarte bună pentru că s-au discutat temele principale pe care există pur și simplu pe aeroport și exact cum am spus, ne-a asigurat de tot sprijinul, de toată deschiderea pe care dânsul poate să o aibă și chiar s-a văzut în urma vizitei că lucrurile au demarat. Am avut și hotărârea de guvern pentru noul SIEG, Societatea de Interes General, deci mi s-a dat subvenția destul de repede, o subvenție care întârzia să apară, trebuia să apară la 31 decembrie. A fost acum un an de zile semnat, dar s-au mișcat lucrurile foarte repede în urma Este un vizitei. semnal bun Da, este pentru un semnal dumneavoastră. bun și am zis, am avut tot sprijinul dânsului și înainte. Nu zic că au fost sprijinul la cel puțin la toți miniștrii pe care am avut în ultimul timp, că nu aveau cum să nu dea Colaborarea sprijin. cu Consiliul de Administrație este ok? Da, avem o relație ok ca și conducere executivă. Conducerea executivă este formată din mine ca director general și ceilalți directori, dar mai există un director pe. Noi suntem pe guvernanța corporatistă. Mai există. Avem criterii de performanță. Da. Sunt și ceilalți directori executivi, dar pe director economic este pe 109, deci inclusiv și dânsul este selectat. Formăm o echipă extraordinară.
Nu știu ce m-aș face chiar fără el și nici el fără mine. Deci e bine că există colaborare și că există Da. această Și susținere reciprocă. avem și oamenii, v-am zis, și ceilalți directori executivi, nu mai dau nume, mai avem director operațional, tehnic, directorul de dezvoltare, directorul juridic, și șefii de serviciu, în sfârșit, avem liniile completate și cu oameni destul de buni sau, în sfârșit, de valoare. Mai trebuie muncit la unii, dar suntem ok. Și Poate eu sunteți dumneavoastră prea exigent. am crescut cu ei, cu majoritatea de acolo, nu sunt exigent și mă cunosc foarte bine. Vreau și eu să Vreți performanță, uite, în performanță primul rând. și iubim aeroportul foarte mulți dintre noi. Avem și, eu știu, și sindicatul reprezentativ destul de aproape, care susține munca și susține, eu știu, aeroportul. Avem oameni care la fel sunt de foarte mult timp președintele și vicepreședintele, Cristian Fotu președintele, Gabi Boldea vicepreședintele, oameni care au crescut pe aeroport, sunt de mici, de la 18 ani, au și ăștia o vârstă deja, unii 50, unii 40, și au îmbătrânit acolo cu mine. Am înțeles. Am văzut că aeroportul internațional de Mihai Gogănceanu este un punct de atracție doar pentru turiști, ci și pentru elevi. Pentru că am văzut Da. că au profitat unele unități de învățământ preuniversitar de acea săptămână altfel și au venit la aeroport. Da, se face în ultimii ani de zile, se organizează săptămâna altfel și cu sprijinul Ministerului Apărării și a Armatei Americane putem să deletăm publicul de vârstă mai mică cu, eu știu, cu tancuri, cu avioane, cu hanviuri, cu utilaje de aeroport. Din păcate, anul ăsta s-au făcut 2 săptămâni altfel. Deci nu mai una singură. Da, fiecare unitate a avut Da. posibilitatea să-și ia în ce interval de timp. Și se pare că, de fapt, afluența mai mare de public va fi undeva în mai. A fost foarte interesant, dar nu am avut foarte mulți vizitatori. Armata americană a fost foarte deschisă și a expus noile, și a expus tancurile, elicopterele, eu știu, și alte utilaje foarte interesante. Ministerul Apărării a avut un elicopter, un MiG-21. Au făcut fel Interesant, de fel de captivant pentru exerciții pe copii, acolo, pe da. platformă. Noi am expus utilajele de aeroport, pompiere. Foarte interesant, foarte interesant. Există, credeți că un astfel de schimb de experiență, să-i spunem cu ghilimele de rigoare, ar oferi posibilitatea elevilor să se îndrepte, de ce nu, și spre astfel de asemenea Cu meserii? siguranță, cu siguranță, cu toată viața. Eu n-am avut posibilitatea să merg să vizitez, dar tatăl meu este pensionar, a fost comandor de aviație și acolo am prins microbul la unitatea militară de aviație. Deci cu siguranță S-a și dacă transmis de vă... la generație Da, la s-a transmis de la generație. generație de la generație. Cu siguranță și ei, dacă vor vedea, dacă vor simți, eu știu, e o adrenalină când vezi astfel de lucruri, mai ales când, pentru că cei care le prezintă te și îndrumă, ți arată, intră în pielea ta ca de copil. Este foarte, foarte interesant și vor fi foarte mulți copii care... Da, dar asta presupune în același timp să și învețe foarte mult, pentru că ai știut că Da, vor învăța. Acum știți cum e. Depinde ce îi va facultatea atrage. Dacă e destul de dificilă. acum va fi și de îndrumători, adică și îndrumătorii vor trebui să le insufle totuși un anumit microb sau, în sfârșit, o Am făcut așa direcție. o mică paranteză, am destins un pic atmosfera, dar revenim la lucruri serioase. Eu am un obicei, nu știu dacă e bun sau prost, dar îl perpetuez de la invitat la invitat, pentru că joia, în principiu, obișnuiesc să invit la radiografia zilei parlamentarii din noua echipă care reprezintă județul Constanța în Camera Deputaților sau în Senat, indiferent de apartenența politică.
Și de aceea încerc să-mi fac temele din timpul săptămânii, să spun așa, în sensul că întreb pe fiecare invitat, îl întreb din punct de vedere legislativ, pentru că asta este menirea unui parlamentar. Ce ar trebui schimbat sau modificat sau completat astfel încât activitatea în domeniul dumneavoastră să decurgă altfel, să fie mai ușor. Pentru că foarte mulți dintre invitații mei, indiferent de domeniile de activitate din care provin, reclamă anumite aspecte. Fie că normativele nu sunt clare, fie că sunt extrem de multe modificări și completări aduse la legea de bază, să spunem așa, fie că e legislația mult prea stufoasă. Sau au fost situații în care oamenii mi-au spus foarte deschis, sunt normative care se bat cap în cap. Toate aceste aspecte cumulate duc la tot felul de probleme în viața reală, pe care parlamentarii nu le știu. Ce ar trebui în domeniul dumneavoastră să se schimbe? Probabil că ar trebui, nu m-am gândit, ar trebui să schimbe multe, dar două aspecte de care ne tot lovim, de exemplu, vrem să ne facem reclamă și există societăți, eu știu, îmi vine în cap acum City Mall, există societăți care vrea să ne facă reclamă și ei să-și facă reclama unui sistem barter. Nu putem, pentru că nu putem contoriza cât înseamnă reclama lor, cât înseamnă reclama noastră și Curtea de Conturi nu acceptă aceste lucruri, nu putem să facem sistemul ăsta barter. Deci noi, ca aeroport de stat, nu vorbesc de aeroporturi, eu știu, private, vorbesc Da, de noi ca și societate de stat, nu putem să facem barterul ăsta ca să ne putem promova. Ne-ar fi foarte ușor să-i punem reclama lui City Mall și noi să ne punem reclama la City. Am avut chiar o discuție chiar azi. Asta ar fi un aspect. Nu mai putem nici pe ziare, de exemplu, dacă eu vreau să pună, nu știu, un ziar, o machetă, o da, cu machetă cu noile cursele noi, spre destinație, exemplu, da. nu pot să-l pun pe site-ul aeroportului, că este iară o problemă. Iar Deci aspectul privind promovarea la promovare destul de e încă grea, pentru că noi nu nereglementat. avem foarte mulți bani stabiliți în buget, sau în sfârșit nu avem mulți deloc. Așa e construit bugetul și așa Bun, și sunt. atunci cum vă puteți face promovarea? Pentru că singura variantă și Promovarea cea mai viabilă destinațiilor, acum e presa. v-am spus, și destinațiile astea trebuie promovate, că asta e ajutorul pe care trebuie să-l dea agențiile de turism, pe care trebuie să ne-l dea și, eu știu, și instituțiile statului, eu știu, Consiliul Județean, primăria, să ne ajute în a promova, în limita posibilităților și a dânșilor și a legii, și să ne ajute să promovăm noile destinații, nu să promovăm aeroportul, că noi nu vrem să ieșim în evidență cu nimic decât să fim safety. În schimb, trebuie să promovăm aceste destinații, pentru că, până la urmă, e bine și pentru, Oamenii trebuie să cum știe am de zis, și existența lor, clar. pentru cetățenii Constanței și pentru agențiile turistice și pentru toată lumea. Se merge probabil pe premisa, pe varianta de a se face aceste. De fapt, nu, că dacă vorbim de cursele interne, n-ar avea cine să le facă. Să facă această promovare firmele care și operează, care au cursele Toate respective. companiile de turism ar trebui să facă această promovare, pentru că turiștii. Nu, mă gândeam că dacă pe dumneavoastră ca aeroport, ca instituție în sine, nu vi se permite să faceți această promovare, Noi nu poate putem prin face barter, v-am firmele zis, putem care... face promovare pe bani, foarte puțini bani pe care îi avem. Avem un buget construit și nu avem cum să depășim limita stabilită de a promova. Deci asta ar fi un Și aspect. gândiți-vă că sunt promovări pe care trebuie să le facem la târguri internaționale, în care te întâlnești cu companii, te întâlnești cu agenții de turism, unde acolo se bat în cuie destinațiile. Participarea la aceste târguri sunt plătiți tot din banii de promovare. Deci banii se duc pe. Trebuie să-i drămuiți foarte Nu, nici atent, nu vă da. spun că în trecut nici nu se visa să mergi la o astfel de târg să poți să întâlnești companii. Neîntâlnirile companiei, clar că nu doar să vină cineva să te zbată la ușe. Adică tu să arăți ce poți să faci și ce. Se duceau numai agenții de turism. Agențiile de turism, v-am zis, Deci asta ar nici. fi o modificare legislativă care ar Asta ar trebui fi să una se din modificări. O reglementeze. altă modificare, probabil că ar trebui pe sistemul achizițiilor,
Eu știu, metoda asta cu SEAP-ul este bună, cu prețul cel mai mic. Acum s-a schimbat legea, se tot schimbă Eu legile. recunosc că varianta asta cu prețul cel mai mic eu nu accept. Și nu mi se pare corectă pentru că vedem din propria experiență, nu întotdeauna cei la prețul cel mai mic S-au e și tot bun schimbat calitativ. legile, dar având în vedere că trebuie să achiziționezi numai și numai pe SEAP, ne-am trezit, da, un exemplu, s-a cumpărat pe SEAP și a câștigat cineva din Suceava, din câte mi-aduc aminte, lichid de parbriz pentru mașini. A venit după o lună de zile. Într-o lună de zile, A, bun așa. da, nici noi nu am fost foarte gospodari ca să ne... Să Nu, cred ne... că în ceea ce privește SEAP-ul, e părerea mea din afară, dar cred că ar trebui și criteriile schimbate. Deci varianta cu prețul cel mai mic mie nu mi se Da. pare corect. Cred că varianta cea mai corectă și care ar trebui să primeze ar fi calitatea produselor pe care le oferi, în niciun caz prețul. Și asta e adevărat. Și vă gândiți-vă că trebuie, este un aeroport cu foc continuu, se strică ceva la, nu știu, la 1 noaptea, nu poți să ții în magazie fel de fel de piese, că n-ai cum, te mai lasă nici legea. Trebuie să-l cumperi la prima oră. Cum îl iei de pe SEAP? Cum te duci să-l achiziționezi dimineața la, sau noaptea, sau eu știu, noaptea nu e niciun magazin deschis, dar așa te duci la ora 10 dimineața, te l-ai cumpărat. Dacă faci SEAP, nu se știe cine câștigă. Se câștigă unul de la Asta în Sighetu. cazul fericit în care nu vă treziți și cu contestații. Nu, Mai nu, nu există și vorbeam de, varianta da, asta asta. nu se pot face contestații, este vorba de o achiziție directă. Da, achiziții Da. directe, dar dacă ne referim la cealaltă variantă, a cea cu Aia, altă variantă este licitațiile, și destul acolo de sunt. bine pusă la punct cu licitațiile. Acum ar trebui și contestațiile astea să fie bine întemeiate, pentru că te trezești cu o contestație neîntemeiată, ai pierdut banii, s-a făcut la sfârșitul anului, tu rămâi fără bani, rămâi fără investiții, rămâi fără facilități, intri în Și faliment. dacă, Doamne ferește, vorbim și de un proiect cu finanțare Și, europeană, Doamne atunci e ferește, și mai grav. acum Deci și sunt astea pieri trebuie schimbate, importante. bineînțeles, specialiștii trebuie să decidă în ce fel le schimbă, nu sunt specialist pe acest domeniu, doar știu că se poate îngreuna o achiziție. Cum se Varianta. poate schimba, chiar nu pot să-mi dau părerea. Ziceați de varianta SEAP-ului că e destul de greoaie și iată nici nu-ți dă garanția că primești imediat ceea ce ai Da, la unități cu foc continuu e așteptat. grea, pentru că v-am zis, Ar trebui eu practic găsit o altă modalitate pentru situațiile da, în cu. situații bine fundamentat să te lase să cumperi Prin lucruri pe care negociere nu, directă pe sau. care le găsești și pe SEAP, că aici se poate face, legea te lasă să cumperi și lucruri care nu sunt pe SEAP, dar să nu fie pe SEAP, dar ceea ce vrei tu foarte repede se află pe SEAP, ar fi trebuit să le cumperi de acolo. Ce vă doriți dumneavoastră pentru anul 2017, domnul director? În primul și în primul rând doresc liniște. Liniște de care nu prea avem parte în ultimii ani, cu fel de fel de la greve, la eu știu, operări în condiții extraordinar de vitrege, eu știu, fel de fel de indivizi care mai vor câte ceva. Aș vrea să avem liniște, să putem să lucrăm, să ne facem treaba în liniște. După care, cu voia lui Dumnezeu, vom și aduce plus valoare. Dar fără liniște nu poți să aduci plus valoare. Să înțeleg că aveți niște elemente care Ha, disturbă sunt elemente care activitatea. disturbă, se știu ei care, cei care, care ei și problemele pe care le avem sunt și salariații. Salariații le știu. Din punct de vedere al majorității salariaților avem liniște. Din celelalte puncte de vedere mai sunt, eu știu, ne mai șicanează câte cineva, dar am arătat împreună cu personalul că putem o să mă repet, să deservim în condiții de siguranță și securitate pasagerilor și aeronavele și că traficul aerian pe Constanța a crescut și va crește în continuare, dar numai și numai dacă va exista o coeziune între noi, între autoritățile statului din județ, între autoritățile Consiliului Județean, primărie, prefectură și așa mai departe. Pentru că nu vă ascund, în condițiile în care, condițiile acele vitrege, am ieșit inclusiv la dezăpezire pe șosele. Sau mergem la incendii în Mihail Cogălnicianu și intervenim
mare, cu voastră. autospecialele noastre, la cererea ISU-ului sau cererea primăriei, mergem și salvăm vieți omenești, salvăm bunuri. Am dezăpezit, de exemplu, drumul Cogălnicianu cu zavodă în condițiile acelea extraordinar de rele. Cu oameni că puteau să spună, domnule, noi nu ieșim, noi suntem plătiți să muncim pe aeroport, nu trebuie să ieșim nici la incendii în Cogălnicianu. Din potrivă, oamenii au fost foarte săritori. Am luat măsurile de precauție pe care le aveam, că nu poți să pleci la un incendiu fără să ții niște măsuri. Dacă ai de servire de aeronave, nu poți să pleci, deci da. Trebuie să rămâi pe aeroport. Și colegii mei au intervenit întotdeauna cu profesionalism și chiar le mulțumesc pentru asta și am zis ce am deci văzut. Deci din administrația locală, din Mihai Gonicianu, poate să fie foarte mulțumită, da, care niște vecini foarte săriți. Avem o relație extraordinar de bună cu doamna primar din Mihai Gonicianu, cum avem, am zis, relații foarte bune și cu Consiliul Județean și cu primăria și sperăm ca împreună să aducem odată Constanța acolo unde este locul, pentru că atât ce vin pasageri. Punctual, cu ce v-ar putea ajuta, spre exemplu, Consiliul Județean? Pentru că am remarcat faptul că ați spus că aveți o relație foarte bună și colaborați foarte primul bine. Primul și în primul dar rând punctual, cu să ne ajute, să ajute cu promovarea. Promovarea destinațiilor. Cu, eu știu, cu să ne ajute să ne întâlnim cu agențiile de turism și cu toată lumea să creeze un tot unitar. Și am avut discuții și ne-am întâlnit, avem ușa deschisă oricând, chiar ne-au sprijinit destul de mult și sper să o facă și în continuare. Buba e undeva la agențiile de turism unde nu se înțeleg între ele, unde vrei cursă, dar dacă vrei un charter, mai vino și ia și bilete la charterul respectiv. Eu știu corect. Că dacă compania aeriană nu-și va asuma niciodată, mai ales că o companie privată, nu va asuma pierderea pe această destinație. Că nu vii și trebuie ei un charter și nu... Dacă și nu cursă va fi că vrei solicitată. Pasageri, trebuie să și plătești. Nu fac eu politica companiilor de turism și n-aș vrea să se supere pe mine. Dar poate că împreună stând, da, având în vedere că e o solicitare din partea lor, e clar că se împreună impune și implicarea. Chiar cu domnul Marin, cu Corina Martin, cu, eu știu, cu agenția de promovare din Oradea, am cerut cursă cu tarom. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Am vorbit, da, asta în contextul în care tarom la vară. Duce la vară, probabil că acum să se schimbe ceva cu noile conduceri și să mi-ar plăcea foarte mult și să opereze taromul de pe aeroportul din Cogălnicianu, mai ales că avem același patron, suntem sub puterea Ministerului Turism, Transportului, mă scuzați. Nu aș vrea ca, eu știu, compania tarom să aibă pierderi din cauza că va opera pe Constanța, dar cu un proiect foarte bine făcut împreună cu agențiile de turism, bineînțeles, cu care am fost la Tarom de câteva ori, să ajungă la un consens și să opereze și Tarom. E un brand al nostru, e un brand pe care îl vrem, poate cu ocazia asta se relansează și Tarom. Da, e interesant ceea ce ne-a spus acum, având în vedere situația Taromului, care nu reușește să ajungă măcar la un echilibru. Da, nu pot să comentez eu de ce nu ajunge, dar poate reușim împreună să dăm un impuls, eu știu, pe anumite destinații care chiar ar funcționa. Au ieșit destinații, din Spania este... Refuzul acesta în momentul în care ați întins practic o mână, da, spre ei. Deci, din fericire pentru care noi, a fost argumentul? Fără argumente. Fără argumente. Plătiți cursa, faceți... Era o tantie acolo care... director... și nu mai e. Deci bine că nu mai e, am putea spune. Da, nu știu dacă e bine, dacă e rău, dar în sfârșit, probabil dacă că acum am văzut că lucrurile se mișcă, sper să se miște, eu știu, spre bine și pentru noi. Sunt destinații cerute de pasageri, e Madridul, eu știu, e Stuttgartul pe care am tot sperat să-l introducem, n-a ieșit. Atena a mers binișor, n-a mers foarte bine de la început, din păcate s-a scos, sperăm să revină. Mai sunt destinații, mai Amsterdam, mai sunt destinații, de exemplu, ca o noutate,
au fost la discuții, Asociația Litoral a fost la discuție la Helsinki, au discutat cu operatorii turistici, am avut și noi, eu știu, am avut și noi niște parteneri care s-au întâlnit cu Asociația Litoral din, am avut și noi și discuții cu parteneri, deci să aducă turiști în zonă. Se pare că vor aduce turiști, din păcate nu există compania care să facă Helsinki-Constanța și vor face Helsinki-Istanbul, Istanbul-Constanța. Deci ne cam scârpinăm așa după cap, dar Cam mult privește, da. de bine de rău avem și pasagerii din Helsinki anul ăsta, dar care se cam duc la Istanbul, mai vin pe la noi. E cam greu pentru ei, ca și turist, să te Era cari mult mai atâta eficient, drum. da, să Da. fie o cursă directă, da. Nu am găsit încă compania. De exemplu, mă așteptam pe cursele de nordici, cum era pe timpuri, să avem taromul. Nu a ieșit nimic. Mai sunt discuții și pentru Chișinău. Deci variante ar exista și posibilități de a aduce Da, în turiști, urma de unui a... plan bine stabilit, am zis nu Dar vreau asta să. presupune implicarea tuturor factorilor care sunt Exact a cointeresați. tuturor factorilor. Exact a tuturor factorilor. Și în primul și în primul rând agențiilor de turism. Da. Dacă vor să aibă pasageri, dacă vor să aibă turiști, va trebui să ne strângem și să bătem împreună la toate porțile. Pentru că dacă bați singur, o să spună cine ești tu și vrei Categoric. pentru ce vrei pasagerii ăștia, că nu știu nimic de agenții, de hotelieri. Corect, da. Se pun fel de fel de probleme. Nu avem foarte multe lucruri în zonă. Da. Pentru că am spus colegii din regie că mai avem aproximativ 4 minute din această emisiune, trec cam repede. Am să vă rog pe final să le reamintim telespectatorilor noștri care sunt cursele noi și când vor începe ele să poată fi Cursele accesate de Aeroportul Internațional Mihai Cogălincă. pe extern vor începe la sfârșitul lunii aprilie, începând de pe 27, Roma, Paris, Milano, la mijlocul lunii mai Bruxelles, la sfârșitul lunii iulie va intra Londra, încă două frecvențe de Londra cu Wizz Air-ul. Pentru curse interne vor fi Cluj cu două destinații, Timișoara cu două frecvențe, mă scuzați, Timișoara cu două frecvențe, Iași și Oradea cu câte o frecvență la mijlocul lunii iunie. Pentru a putea vedea programul, pe site-ul Blue Air-ului sau al Aeroportului Internațional Constanța, unde vor Am fi văzut că toate inclusiv companiile. pe pagina noastră de Facebook aveți, Și pe pagina de există Facebook acolo încercăm informații. să ne promovăm pe pagina de Facebook, sperăm să avem cât mai mulți cititori și cât mai mult să dea Ford mesajelor noastre și astfel încât, eu știu, toți doritorii să poată să-și cumpere bilete în timp, să călătorească înspre noi și de la noi. Cum am mai spus, există și o companie de transport, astfel încât să ducem pasagerii în timp din oraș spre aeroport și de la aeroport imediat după aterizare. Domnul director, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă urez succes în tot ce v-ați propus să realizați. Sper ca sumele și proiectele pe care vi le-ați trecut în agenda să le bifați așa una câte una și sper să vă mai am invitat, măcar spre sfârșitul acestei perioade care se anunță a fi foarte încărcată, să ne spuneți la final de sezon estival, să zicem, care a fost bilanțul, cât ați prognozat și cât s-a realizat în ceea ce privește pasagerii care sunt îmbarcați și debarcați pe Aeroportul Internațional Mihai Gogălnicianu. Vă mulțumesc foarte mult de invitație, cu ocazia asta am avut și ocazia să promovăm noile destinații și sper ca la următoarea invitație pe care mă veți face să pot să vă ofer și alte noi rute și alte noi surprize pe care să le avem. Vă așteptăm cu mult drag. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Încheiem aici ediția din această seară. Ne vedem mâine, 20:30, la o nouă ediție a Radiografiei Zilei, cu un alt invitat dintr-un alt domeniu de activitate. O situație unică la nivelul administrației publice locale din județul Constanța, dar despre ce este vorba o să aflați mâine seară. Până atunci, vă doresc tuturor o seară cât mai liniștită.